Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Cristina Lesnic, a transmis o scrisoare către misiunea OSCE în Moldova și către reprezentantul special al președinției în exercițiu al OSCE, Thomas Meyer Harting, cerând implicarea organizației pentru a asigura accesul nestingherit al medicilor în toate localitățile din zona de securitate și în ambele direcții ale malului Nistrului în contextul pandemiei de COVID-19. O problemă sensibilă ține de accesul medicilor în cele 80 de localități situate în zona de securitate. În multe dintre aceste localități activează câte un singur medic, iar unii locuiesc în stânga Nistrului și nu se pot deplasa la serviciu, se arată în comunicatul de presă al guvernului. Acest lucru se întâmplă pentru că, în prezent, în regiunea transnistreană este permis accesul doar pentru cei care dețin acte transnistrene, au viză de reședință în zonă și pentru corpul diplomatic. Orice persoană care se prezintă cu acte moldovenești urmează să petreacă 14 zile procedura de carantină. Excepție este făcută în baza înțelegerilor reciproce doar pentru fermierii din Dubăsari. Un număr limitat de polițiști și pompieri angajații din penitenciare și ai serviciilor de intervenție gaze electricitate. Chișinăul în această situație vine cu propunerea de a interveni solidar pentru depășirea acestui impas, stabilirea unei înțelegeri de urgență dintre Chișinău și Tiraspol în cazul circulației medicilor. Chișinăul a acționat prompt pentru autorizarea în procedură accelerată și în termen de 3 zile, procedura standard fiind de 30 de zile, importul medicamentelor în regiunea transnistreană de către 7 agenți economici din stânga Nistrului, înregistrați la Agenția Servicii Publice, pentru a asigura pe deplin accesul populației la medicamente. În plus, circa 60 de agenți economici au fost înregistrați în sistemul TRACES al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, pentru importul de produse alimentare de uz fitosanitar și fertilizanți, se mai arată în comunicat.